Dumnezeu să vă binecuvinteze, frați și surori. Este o bucurie să fiu pentru prima dată în mijlocul dumneavoastră. Salutul bisericii noastre este acesta: har și pace. Și aici, ca să fiți binecuvântați de Dumnezeu, avem o responsabilitate a noastră să ne luptăm pentru pace. Și Dumnezeu va da har. Dar dacă între dumneavoastră e război, nu va fi har. Dacă vă luptați să fie pace în familie, Dumnezeu vă binecuvintează familia. E război între soț și soție? Nu e pace, e coșmar. Domnul să vă întărească, caută pacea și aleargă după ea. N-o găsești, mai caută, mai întreabă după ea până când o găsești. Și apoi Domnul vă va binecuvânta. Deja sunt obișnuit din aeroport să vin direct la Amvon, de la Amvon direct în aeroport. În ultimii 10 ani de zile, nu știu dacă am mâncat de 20 de ori ca oamenii. Numai pe fugă, numai pe mașină, numai... Cum s-a putut? E vineri seara, mulți dintre dumneavoastră sunteți veniți de la serviciu. Așa că vreau să intrăm în această temă, să nu ne lungim foarte mult în seara aceasta. Dar cred că Domnul are să ne transmită câteva lucruri. Așa că vă voi citi din cuvântul Domnului un psalm pe care dumneavoastră îl știți pe de rost. Nu știu dacă este cineva care nu știe pe de rost. Psalmul 128. Dacă nu știți, să-l învățați. Ferice de oricine se teme de Domnul și umblă în căile Lui. Căci atunci te bucuri de lucruri mâinilor tale, ești fericit și îți merge bine. Dragi bărbați și femei, nu e totul să ai casa frumoasă. E foarte important să te și bucuri de ea. Nu e totul să fie soția frumoasă. E foarte important să te și bucuri de ea. Nevasta ta este ca o viță roditoare în lăuntrul casei tale. Copiii tăi stau ca niște lăstari de măslin în prejurul mesei tale. Așa este binecuvântat omul care se teme de Domnul. Adică e un tablou frumos. Te uiți, bărbatul are locul lui, soția are locul ei, ea face mâncare, el vine și mănâncă împreună cu copiii, sunt surori care îs supărate că nu face și bărbatul mâncare, vreau să le vin în ajutor bărbaților ca mine care nu știu să facă mâncare. Nu e obligatoriu ca bărbatul să facă mâncare. Dacă face, dă slavă lui Dumnezeu și nu te lăuda. Nu te lăuda față de o doamnă al cărei bărbat nu știe să facă mâncare. Pentru că o enervezi și aduci războiul într-o familie, într-o casă. Nu e obligatoriu ca bărbatul să facă mâncare. El trebuie să iasă din casă dimineața, să se ducă la serviciu și să vină înapoi seara să pună pâine pe masă. Dacă mai știe să facă și o zamă sau cartofi prăjiți și ouă fierte, eu știu să fac această mâncare, e bine, dă slavă Domnului, dar dacă nu, nu e nimic ne la locul lui. Să te binecuvinteze Domnul din Sion și să vezi fericirea Ierusalimului în toate zilele vieții tale. Și acum fiți atenți. Să vezi pe copiii copiilor tăi. Pacea să fie peste Israel. Aș vrea să vă rog și să vă felicit pe cei care sunteți bunici să ridicați o mână. Eu nu ridic. Domnul să vă binecuvinteze, dragi bunici. Este una dintre binecuvântările pământești pe care Dumnezeu ni le dă de a ne vedea nepoții. Dragi nurori și gineri, nu le întrerupeți bunicilor dreptul de a sta cu nepoții lor. Pentru că îi condamnați la nefericire. N-ați observat că bunicii se laudă mai mult cu nepoții decât cu fii, cu copii? Tot îl sun pe tata, îl întreb, cât nepoți mai ai acum? Și zice, sună-mă mâine dimineață să-i calculez întâi. Pentru că tot, nici eu nu știu exact, dar cred că sunt 27 după numărătoarea mea. Dar duminică vă pot spune exact. Și numără nepoții și zice de unul și de altul, că a împlinit nu știu câți ani. Și am zis la un moment dat, dar te lauzi mai mult cu ei decât cu noi. De ce? N-aveți o explicație de ce bunicii se înțeleg mai bine cu nepoții decât cu proprii copii? Că aici e marele complex. Vine fata și spune, pe noi ne-ai bătut. Și cu ei, uite-te, toată ziua ești cu ei și nu mai lauzi și nu mai te plimbi cu ei. Cu noi n-ai ieșit niciodată la înghețat. Eu am găsit o explicație pe care mi-a dat-o sora Mogdi Puha, soția lui fratele Ilie Puha. Și a zis, de ce avem impresia că bunicii iubesc mai mult nepoții? Pentru că nu s-ai lor.
alții trebuie să le schimbe pampersul, alții trebuie să-i educe, adică părinților. Bunicii se bucură de cei mai frumos de la nepoți. Îl ia frumos, îmbrăcat, aranjat, îl pune pe tricicletă, îl plimbă prin oraș, îl aduce acasă, altcineva are nopți nedormite cu el. De aia ni se pare că bunicii se înțeleg mai bine cu nepoții, că nu s-ai lor. Pe noi a trebuit să ne educe, pe nepoți nu. De aceea, poate că Domnul vă ajută să vă vindecați de lucrul acesta. Frați și surori, oamenii lui Dumnezeu, Vechiul Testament se încheie cu un cuvânt groaznic, blestem, nici măcar amin. Uitați-vă de unde vine blestemul peste o țară, peste o familie. Și zice, când va veni el, se referă la Ioan Botezătorul, va întoarce inima copiilor spre părinți și a părinților spre copii, ca nu cumva la venirea mea să lovesc țara cu blestem. S-ar putea în seara aceasta, în timpul expunerii acestei teme, să constați că asupra casei tale, asupra acoperișul tău, aplanează așa un nor de blestem. S-ar putea să observi asta și s-ar putea să ai dreptate. Câtă vreme în casa noastră copilul este împotriva părintelui și părintele este împotriva copilului, în casa aceea e blestem, în familia aia e blestem și în biserică se duce blestem. Aș vrea să ne uităm în cuvântul lui Dumnezeu. Am câteva tablouri pe care vi le prezint. Pe alocurea veți constata că unele din aceste disfuncționalități sunt în casa dumneavoastră. Sunt în living-ul dumneavoastră și le vedeți în fiecare zi. Șansa pe care o avem, că putem să schimbăm ceva. De aceea, nu intrați în panică, vom răscoli puțin în interiorul dumneavoastră, vom răscoli în cămăruțele acelea sigilate, securizate de ani de zile, unde preferați să nu intre nimeni niciodată, până nu se rezolvă alea, nu veți fi fericiți. Haideți să dăm cenzura deoparte, să intrăm acolo în aceste cămăruțe, să căutăm, așa cum în chirurg, cu o precizie milimetrică, ia bisturiul, taie, scoate cangrena, dezinfectează, coase înapoi și apoi începe procesul de vindecare. Poate fi dureroasă operația. Se face cu anestezie totală. Se face cu durere, cu pierdere de sânge. Dar nu-ți pierzi viața. De aceea, aș vrea să fiți, să vă încingeți centura de siguranță, să fiți maturi și să fim realiști și să intrăm în pâine, în viața noastră, așa, să o vedem așa cum este ea și să o aducem înaintea lui Dumnezeu. Așa cum vă spuneam, o să tai puțin din timpul meu, iar spre final, în 10-15 minute, dacă aveți întrebări punctuale, decente, vom răspunde la aceste întrebări, le puteți pune pe un bilețel. E o procedură pe care o folosesc în această slujire. Primul tablou. Cineva m-a întrebat, vă mai zic asta și după aia întreb, m-a întrebat, care sunt profesorii tăi? Un alt coleg de-al meu a zis, mă, tot stau și mă strădui și mă chinui să văd pe cine imiți. Și de vreo 2 ani de zile nu reușesc să-mi dau seama. Zice, ești atât de tu, că nu regăsesc pe niciunul pe care să-l imiți. Și am zis, slavă Domnului, că e bine să fim originali. Dar m-a întrebat totuși, cine ți-a fost profesor și care sunt mentorii tăi? Și am zis, toți. Toți profesorii au fost ai mei. Toți predicatorii au fost modelul meu. Și aia buni și aia slabi. De la aia buni am învățat cum trebuie să predic. De la aia slab am învățat cum să nu predic niciodată. Toți mi-au fost profesori. În seara aceasta vom expune câteva tablouri care s-ar putea să fie realități ale vieților dumneavoastră. Vă spun un lucru șocant. În ultimii 10 ani de zile am participat la aproximativ 100 de nunți. 11 am avut numai în vara asta. Am avut 3 într-o zi. Vă dați seama la 3 nunți cât de bine am mâncat în ziua aia? Știți ce am mâncat? Un sandwich de la Lukoil. Fugi de la unul la altul, fugi de la unul la altul. Un sandwich am mâncat. Și seara am avut evangelizare în Bihor. Cele mai multe dintre cazuri,
Cel puțin ori mirele, ori mireasa provine dintr-o familie disfuncțională. Un tată care a părăsit familia, o mamă care a părăsit familia, sau ambii părinți în divorț sau separați. Faceți o privire de ansamblu în proximitatea, în apropierea dumneavoastră și să vedeți că am dreptate. Câte familii sunt disfuncționale? Adică sunt falimentare. S-ar putea chiar familia ta, chiar familia părinților tăi. Și am adunat și ați adunat niște complexe și mulți dintre voi aveți probleme în familia tânără, întocmită, pentru că n-ați reușit să vă vindecați emoțional. Mâine, la primul seminar de dimineață, va fi tocmai acesta, vindecarea emoțională. Și duceți aceste probleme mai departe. Striga tatăl tău la mama ta, la fel strigi tu la soția ta. Era întrebarea, în nervii pe care ai și opinia pe care o ai față de copil, este opinia ta pe care o spui lui sau este strigătul tatălui tău pe care l-ai auzit și îl duci mai departe? Și duci blestemul mai departe, dacă e blestem, s-ar putea să fie binecuvântare. Primul tablou, un soț fără caracter cu o soție înțeleaptă. S-ar putea să fie în locul acesta doamnă, domniță și să fi nimerit în căsătorie cu cine nu trebuie. Nabal și Abigail. Permiteți-mi să activez puțin imaginația poetică. A venit Abigail acasă și a zis, mami, m-a mărit, m-a cerut. Cu cine, mami? Cu Nabal. În dialectul de acolo, Nabal înseamnă nebun. Și a zis mamă sa, Abi, mami, îl știu pe taicăsu, îi știu neamul, îs un neam de nebuni. Nu, mami, ce știi tu? E frumos! Și are bani. Avea foarte mulți bani. Era capabil să hrănească o armată. Nu știu dacă careva dintre noi acum, pe neașteptate, ar putea hrăni 10 oameni. Da, 20. Da, 200. Da, 2000. Era foarte bogat. Da, mami, dar are bani. Numai ce și-a cumpărat Tesla. Zic și eu. Mami, nu-i de tine! Și ai sfidat sfaturile mamei tale și ale tatălui tău. Și dintr-o dată te-ai trezit căsătorită cu nebunul, cu Nabalul. Frați și surori, tinere domnițe, surori, ce e de făcut în situația asta? Nabal, răutatea omoară. Psalmul 37:2 spune, ce rău moare. Bunica mea avea o vorbă, și că omul rău moare repede, moare repede. Pentru că mânia dezonorează și scade inteligența. Dragi bărbați, l-am rugat pe Dumnezeu să mă folosească profetic în seara aceasta. S-ar putea să fiți aici. M-aș fi bucurat, dar m-am trezit prea târziu. Să-l fi rugat pe fratele Bașa, să-l fi rugat pe fratele păstor, să fie acceptat o excepție în seara asta și fiecare bărbat să stea lângă nevasta lui. Să-l țină de mână, că pe alocurea trebuia. Fii atent acolo, nu te uita pe telefon. Invers, că vine și vremea, invers. Acum fii tu atentă. Ar fi fost bine, dar acum localizați-l, aveți la dispoziție 2 secunde, să vedeți unde e bărbatul și pe alocurea să te uiți și numai să... Nu știu ce gesturi aveți dumneavoastră, numai să nu-l faceți cum era ăla pe internet, știți cum i-a făcut mama la copilul acela. Mânia dezonorează. Și sunteți în locul acesta bărbați, frustrați, că a uitat Dumnezeu de voi. N-a uitat Dumnezeu de voi. Doar că rugăciunile unora dintre noi sunt împiedicate. De ce? Bărbaților, spune Petru, iubiți-vă nevestele și purtați-vă cu înțelepciune cu ele. Și nu țineți mânie pe ele, o paranteză. Petru sugerează că femeia prin natura ei are darul de a le enerva pe bărbat. Și zice, deseori vei avea necaz pe ea, te va enerva. Nu ține necaz pe ea, ca să nu fie împiedicate rugăciunile voastre. Dragi bărbați, stăm supărați, stați, Doamne ferește, o zi, două, trei, o săptămână, o lună. Au venit la consiliere familii care
stau supărat luni de zile, unul într-o cameră, altul în alta. Te rogi degeaba. Și sunt împiedicate rugăciunile, pentru că mânia, un om mânios, un om iute la mânie, omul acesta, dragilor, se zice că un om funcționează din punct de vedere intelectual la cote maxime când este calm, liniștit și așezat. În momentul în care are emoții, cum avem noi când predicăm, scade cu 25% capacitatea. Nu ne mai judecați că mai scăpăm câte o greșeală, câte o dată gramaticală. Noi funcționăm cu maxim 75%. 25% am pierdut din start, din cauza emoțiilor. Pentru că suntem în fața dumneavoastră, suntem și filmați pe deasupra. În momentul în care e emoționat, când e agitat și începe să aibă anumite stări, scade la 50%. Când e nervos, fiți atenți, scade la 25%. Când ai nervi, nu mai judecă omul normal. Când nervii se transformă în criză de isterie și încep să trântești cu ușile la dulap, prin casă să urli, capacitatea intelectuală scade sub 10%. Adică un bișon are mai multă minte decât tine. În momentul acela, dacă are un cuțit în mână, bărbatul respectiv este capabil de crimă. Mânia aduce dezastru în familie. Frate, spune-ne, iubire, spune-ne la conferință de familie. Cum? Ce să mai facem? Nu trebuie să mai faci, nu mă mai înțeleg cu ea. Mânia ucide. Te transformă în ucigaș. Zgârcenia usucă de pe picioare. Dacă ar fi să pun o întrebare, câți dintre voi sunteți zgârciți să ridicați o mână? Câți ar ridica mână? Dar vă întreb pe dumneavoastră, surori, câți bărbați ar trebui să ridice mâna? Vă întreb pe dumneavoastră, bărbați, câte femei ar trebui să ridice mâna? Zgârcenia este o ciumă tare periculoasă. Am botezat-o cumva economie de piață. E mai econom așa, frate. Nu mai, e zgârcit. Se plâng surorile că ar da zecioală, dar nu-i lasă bărbat. Ce? Și caută justificare. Le ajunge. Ce să le dau eu lor? Mă, nu dai lor, dai Domnului. Dă-i cezarului ce al cezarului. Că nu te negociezi cu ăla de la asigurare. Îi dai. Dar dă-i lui Dumnezeu ce al lui Dumnezeu. Zgârcenia omoară. Nabal, e vremea să faci o masă de dragoste. Să pui un prânz în fața soldaților unsului Domnului. Nu vreau. Numai pe tema aceasta a zgârcenii am putea să vorbim foarte multe lucruri. Dacă ești zgârcit și ești chinuit de Duhul agitudose, află că nu vei experimenta binecuvântările lui Dumnezeu niciodată. Te vei usca de pe picioare, vei îmbătrâni, te vei sluți. N-am întâlnit un om zgârcit frumos, toți cu fața creață, la 50 de ani zici că au 75 de ani, la 40 de ani femeia aia zici că are 55 de ani, se apropie de sicriu. Omul zgârcit e primul care moare. Moare de ciudă că îi se duc banii pe medicamente. Știți cât a mai trăit după episodul acesta? 10 zile l-a omorât Dumnezeu. Că nu-i suportă pe cei răi. Ești aspru cu soția ta? Ești aspră cu soțul tău? A venit un frate într-o țară și a zis, frate, mă bate. Cine mă? Nevasta. Mă lasă, mă-n pace. Frate, mă bate, mă lovește. Dragi surori, trebuie să aveți foarte mare tupeu. Un bărbat are altă structură. Dacă el se enervează, e periculos? Dar dacă s-a ajuns în situația aceasta, eu am zis așa, că nu există pe fața pământului un loc mai jos în care poate cădea un bărbat decât să-și lovească propria soție. Vorbeam cu cineva zilele acestea despre o fată care are mai multe probleme de sănătate. Și la un moment dat, ea supărată, așa, dar de ce atâta? Din una dau în alta, din alta dau în alta. Și în cele din urmă, mama ei a recunoscut. O zis, când eram însărcinată cu mine, cu tine, atâta bătaie am încasat de la taică tu, că nu mai știam cum să te feresc. Aveam spatele vânăt ca să nu lovească copilul.
Vă dați seama că pe acești oameni Dumnezeu în scurtă vreme îi omoară, îi ucide. Îi ucide Dumnezeu. Ăștia nu trebuie să trăiască pe fața pământului. Ei trebuie să moară. E obligatoriu să moară, să dispară de pe pământ, dacă nu se pocăiesc. Să lovești o femeie însărcinată. Mâna balmă. Mâna balmă. Mă nebun, îi zice. Asta e numele lui. Ferească-vă Dumnezeu Sfântul, bărbați și femei, de orice formă de violență. Ferească-vă Dumnezeu Sfântul. Mâna aceea care lovește pe bărbatul acela și mâna aceea care lovește pe femeia aceea se va usca într-o zi. Va putrezi. Nu vă jucați cu focul. Dăm bine în public. Ba mai și predicăm. Eram într-o biserică și Domnul îmi descoperă o situație și am zis: domnișoară, 2 minute vreau să vorbim. Speriat. Liniștește-te, suntem noi și Domnul aici. Ai o povară, nu e a ta, e altora, dar o duci tu și te omoară. Nu poți să vorbești nimic, poți să vorbești în numele lui Iisus Hristos, să plece duhul de neputință de a vorbi. Limba ta să fie dezlegată și să-ți descarci povara. Și în cele din urmă a prins curaj. Și a zis: frate, ăsta care a condus programul în seara asta e tata. L-ai văzut cât e de sfânt. Aproape în fiecare duminică o bate pe mama. Când vine de la biserică, o ia. Poate să fie un duc de violență peste tine. Cere ajutor, urgent, până nu vine mânia lui Dumnezeu. Poți să fii exorcizat de duhul de violență, dar trebuie să ceri ajutor. N-ai voie. Este interzis categoric. Și ce spune Biblia? Cei blânzi vor moșteni pământ. Doamne, binecuvintează toți bărbații cu blândețe. Amin? Știți de ce pe alocurea sunt un pic aspru? Că am întâlnit multe cazuri de oameni fără frică de Dumnezeu. Fără frică de Dumnezeu. Dar Abigail nu divorțează de el. E treaba ta, nu știu ce-ți vorbește Dumnezeu. Zice David: vreau să te scap de el, mă duc și-l omor. Putea să zică Abigail: ies în sfârșit, mă scapă Dumnezeu de bătăuș. Dar auziți ce face o femeie nobilă. S-ar putea să fie aici și să-l ai pe Nabal în casă. A zis: împărate, tu vei fi împărat într-o zi, cel mai iubit împărat de Dumnezeu. Și când stai acolo pe șeslong în curtea palatului, de ce să ai mustrări de conștiință că ai omorât un nebun? Ce slujbă ai adus lui Iahve dacă omori un nebun? Lasă-l, împărat. E iubitul inimii mele, mă rog pentru el. Am 200 de zile de post și rugăciune pentru el. De 40 de ani de zile aștept să se schimbe și nu se mai schimbe. Și când a văzut Dumnezeu caracterul ei, a scăpat-o de el. Dar a scăpat-o Dumnezeu onorabil, în așa fel încât a putut să se și mărite. Cu cine? Cu împăratul. Ajunge prima doamnă a Imperiului. Răzbunarea nu e bună. Nici tribunalul nu e bun. Tribunalul nu rezolvă problemele. Numai vi se pare că rezolvă. Să fii o Abigail, să ai inima bună. Dumnezeu din cer vede necazul tău. Vede suferința pe care o duci în fiecare zi. O vede și în scurtă vreme îți va face dreptate. În scurtă vreme te va binecuvânta. Mai ai un pic de răbdare. Un pic de răbdare. Își duce crucea. Probabil că în fiecare zi spunea: avea dreptate, mami. O, mami, n-am ascultat. De când era singură, urla: de ce n-am ascultat de tine? De ce n-am ascultat? Dragi mami, dragi mame, când vin fetele, că poate unele îndrăznesc să vină și să spună: mami, să știi că ai avut dreptate. Nu-i ce trebuie. Niciodată în viața dumneavoastră să nu le întâmpinați pe fetele alea: ți-am zis eu, așa trebuie. Nu, nu, nu. Spune: hai, mami, să ne rugăm. Îmi pare rău că nu m-ai ascultat. Dumnezeu va avea milă, Dumnezeu se va îndura, îl va transforma, îl va schimba. Își salvează bărbatul de la măcel. Cine știe dacă mâna aceea care te-a lovit, mâna aceea poate te va hrăni cu lingurița când vei fi bătrână? Pentru că Dumnezeu poate să transforme chiar și inima lui Nabal. Că asta e ideea în final. Dumnezeu nu vrea moartea păcătosului și s-ar putea să-l transforme și să se schimbe și să-i dai slavă lui Dumnezeu în ziua cercetării tale și el să dea slavă lui Dumnezeu. Ăsta este primul tablou. Al doilea tablou s-ar putea să fie tabloul tău.
un soț sfânt cu o soție păgână. Osea și Gomera. Gomera este derivatul de la substantivul Gomora. Gomora. Același lucru. Desfrâu, destrăbălare. Da? Locuitoare în Gomora. Așa o chema Gomera. Nedotată intelectual. Că în general sunt femei super smart, care conduc țări. Sunt femei normale de rând, care sunt soții și nasc copii, devin mame. Dar sunt și femei sub dotate intelectual, care fac prostituție. N-au o calificare, nu au o școală, au băut cerneala, au chiulit toată școala, toată tinerețea lor de la școală și a ajuns prostituată pe centura Erihonului sau de unde stătea ea acolo. Și într-o zi ajunge un om nobil, trimis de Dumnezeu, și zice, ia un ineluș, îngenunchează înaintea ei, toată plină de bătută de soare, transpirată, groaznic, un miros groaznic, și-a zis, vrei să fii soția mea? Și ea rămâne șocată, se uită cineva la mine, cineva mă iubește pe mine. Eu am crezut că toți bărbații sunt niște profitori și consumatori de plăcere și de senzație. Și-a zis, Osea, domnișoara Gomera, m-a trimis Dumnezeu la tine să te iubesc. Vrei să vii la mine acasă să fii soția mea? Copleșită s-a dus acasă. Dar a rămas la fel. I-a făcut un copil. Vine Osea de la muncă. Gumi, Gomi, iubi, iubi. Și vine copilul. Tati, tati, unde-i mama? Mama e pe centură, îți flământ, mami. Se duce înapoi. Și a zis, iubita, dar ce-i cu tine aici? Lasă-mă în pace, nu mai vreau să vin. Lasă-mă în pace. Obișnuită cu șoferii de tir, turci. Și a zis, da mă, iubita, mă, dar eu te iubesc, mă, hai înapoi acasă. Na, bine, ai venit după mine, na, hai, se duce înapoi. Îi mai face un copil. Și când vine iar de la muncă obosit, în loc să aștepte o zamă, iar ia cât-o pe centură, se întâlnește cu colegul lui, bă, zice, am văzut-o pe nevastă ta cu un turc. Imaginați-vă prin ce a trecut omul ăsta. S-ar putea să fii tu ăsta. S-ar putea să fii tu Osea. Și să ai acasă o astfel de femeie, care numai reality show-uri, numai telenovele, numai filme, și casa e un dezastru, nu se ocupă de copii. Pleacă fără motiv de acasă, își vinde trupul pe doi bani, te-a trădat, te-a înșelat. Ce să faci în situația asta? Divorțez! Deci, în vremea în care noi trăim, mai des este pronunțat cuvântul divorț decât Dumnezeu. Dragilor, Dumnezeu are soluții la orice problemă. Amin? Credinciosul are încredere că Dumnezeu poate să rezolve orice problemă. Da, frate, dar eu mai pot să o iert? Dumnezeu îți te va îmbrăca cu puterea și cu dragostea și cu slava Lui și vei putea să ierți. Se duce Osea în fața lui Dumnezeu și spune, Doamne, nu știu, cred că prorocia aia care am avut-o, prorocul a fost mincinos. Dar prin mine am avut prorocia, zice Osea. Ori îmi dau demisia, ori accept suveranitatea ta. Și a zis Dumnezeu, Osea, n-ai fost un proroc mincinos. Eu ți-am vorbit. Îți place de comportamentul lui doamna ta? O, Doamne, îmi vine să mor. Mai bine ia în viață. Mă ține minte un lucru, Osea. Exact așa e poporul Israel, necredinciosul ăsta. Acum îi fac bine și le-au. Și a curvit cu toți ibovnicii, cu toți dumnezeii popoarelor unde au fost. Osea, ești indignat așa, e orgoliu tău de bărbat când te întâlnești cu colegii tăi și îți povestesc că au văzut-o pe nevastă ta prin cluburi și discoteci. Așa e cât te mâhnești în sinea ta. Așa e, Doamne. În fiecare zi eu trăiesc asta. Frați și surori, Doamne și Domni, cum se simte Dumnezeu știindu-te că te are copilul lui acolo la locul de muncă? Permiteți-mă imaginație exagerată, hiperbolică. Gândește-te că ești bărbat și vine soția ta de la maternitate și tu stai la marginea pătuțului și te uiți la copil
Ți-e și frică să-l atingi, cât e de firav. Și te uiți la el. Vine cel mai mare dușman al tău, peste umărul tău așa, și zice la urechea ta, ce zici? Seamănă leit cu mine, e al meu. Bă, tu te auzi ce vorbești? Asta e soția mea, mă. Asta e copilul meu. Numai ce l-am adus de la maternitate. Știu! Păi pe numele tău. Dar al meu! Uită-te la ochii lui. Uită-te la gura lui. Toată e a mea. Ce-ai face ca bărbat? Unul a răspuns într-o biserică. Îl omor! Stai cu minte. Stai cu minte. Dacă nu poți da viața, n-ai voie nici să iei. Mă opresc. Aplicația. Oare cum se simte Dumnezeu când vine Satana, pârâșul? Că asta face. Îi pârâște pe frații Domnului. Apocalipsa, capitolul 12. Pârâșul fraților noștri, care zi și noapte îi pâra înaintea lui Dumnezeu. Și zice, a? E al meu. Păi zice, cum e al tău? Că de o lună de zile numai ce s-a botezat. Uite poza. E membru în Biserica Maranata. Știu că e membru în Biserica Maranata, dar minte! Nu ți-o tatăl minciunii? E al tău sau e al meu? Tu iubești adevărul! Știu că e membru în biserică. Da, mă, dar ăla cântă în cor. Femeia aia cântă în cor. Știu! Dar umblă cu prostii. Și cu bârfa din casă în casă. Și cu telefoane. Și distribuie și dă screenshot-uri. Cu cine seamănă? Cu tine sau cu mine? E al meu. Frați și surori, nu-L mai loviți pe Iisus Hristos peste obraz. Nu-L mai loviți peste obraz. Atât de jignit se simte Iisus Hristos când vine Satana și îi reproșează că pocăiții umblă cu lucruri ieftine. Îl vezi că e al meu. Păi cum e al tău, măi? Păi da, ăla conduce lauda și închinare. Da, dar ieri s-a drogat. Și face trafic de droguri. Știu, zic eu, Doamne ferește, să nu fie nimeni. Cu cine te asemeni tu? Nu divorțează, se roagă pentru ea, ose este omul capabil de foarte multă iertare. Frați și surori, stăm de multe ori la cină și ne aducem aminte de patroni care ne-au tras țeapă, de oameni care ne-au înșelat, care ne-au jignit. Și zic, Doamne, îl iert, că vorba aia, îl iert. Și iei cina. Bun. Și ți-a greșit soția ta cu o vorbă, cu o atitudine. Soțul tău ți-a greșit cu o vorbă. Păi măi, dar soțul tău e mai rău decât nemernicul ăla care numai rele face și numai rău ți-a făcut? Păi și pentru ce să ții mânie două luni de zile pe el? Iartă-l! Fii Osea, fii Abigail, ai caracterul lui Iisus Hristos. Doamne, împodobește caracterul nostru și ajută-ne să ne asemănăm cu Domnul nostru Iisus Hristos. Amin? Că dacă nu vom fi așa, vine blestemul. Vine blestemul. Al treilea tablou. Un tablou care se potrivește cel mai mult dumneavoastră în seara asta. Dar a trebuit să le spun și pe alelalte și o să mai spun câteva. Din astea așa, la capitolul așa, nu? Dar ăsta e la capitolul așa, da. Un soț binecuvântat cu o soție binecuvântată. Nu există mai mare bucurie pe fața pământului decât să te cheme Elisabeta și să ai un bărbat ca Zahărul, pe care să-l și cheme Zaharia. Amândoi credincioși, Zaharia tămâia în templu, se închina înainte lui Dumnezeu. Normal că dacă soțul se ocupă cu lucrurile astea și tu te rogi pentru el, Doamne, mă rog pentru iubitul meu Zaharia, dă-i putere. Am întâlnit slujitori îngenunchiați, distruși de propria soție. Nu mă interesează, frate, nu vreau să fie slujitor, nu vreau să fie păstor. Și l-a nenorocit. Dar Elisabeta e altfel. Și a zis, Doamne, mă rog pentru bărbatul meu, urmează să predice în timp ce el predică, Doamne, lasă călăuzire, lasă ungere. Și în timp ce ea se roagă pentru el, Dumnezeu din cer îi aduce revelații și spune, ascultă Elisabeta, vei rămâne însărcinată și vei naște un fiu.
Atât de sfântă era femeia aceasta că în timp ce vorbea cu altă sfântă, pruncul s-a umplut cu Duhul Sfânt încă din viața intrauterină. Păi da, dragi mămici, tot mai mulți copii care se nasc cu depresie la 11 ani. Păi da, dacă el a ascultat numai muzică lumească, s-a uitat numai la filme horror, a auzit numai gălăgie, numai circ, dacă între prietenele tale vă întâlniți, numai de rău vorbiți despre alții, niciodată nu binecuvântați. Niciodată nu binecuvântați, numai blestemați, numai copilul aude și se umple cu duhuri rele în loc să se umple cu Duhul Sfânt. Dacă mama are preocupări sfinte, copilul va avea preocupări sfinte încă din viața intrauterină. Și femeia aceasta se roagă și Dumnezeu îi transmite mesaj și dă naștere, fiți atenți, celui mai mare om care s-a născut vreodată pe planeta Pământ. Dă naștere lui Ioan Botezătorul. Așa părinți, așa copil. Așa copil, așa părinți. Gândiți-vă la Iosif și Maria, doi sfinți pe care Dumnezeu îi alege să aibă grijă de pruncul Iisus, Mântuitorul, Domnul și Mântuitorul nostru. Se înțelege unul cu altul, se acceptă unul pe altul, își asumă responsabilitățile. Maria își asumă responsabilitatea unei sarcini controversate. Iosif își asumă responsabilitatea unei căsătorii cu năbădăi însărcinată pe când erau logodiți înainte de a fi căsătoriți. Dar și le asumă de ce? Că sunt oameni neprihăniți. Oameni sfinți și temători de Dumnezeu. Următorul tablou. Și eu cred că tabloul acesta e la cei mai mulți dintre dumneavoastră. Dragi surori, dacă vreți ca biserica să meargă în direcția bună, când bărbatul tău, dragă soție de slujitor, predică aici, stai necurmat înaintea lui Dumnezeu și roagă-te. Când știi că e rândul lui la predică duminică, ia o zi de post pentru el. Ca Dumnezeu să lase Duhul Sfânt peste el, să dea hrana adunării. Susține-ți bărbatul dacă vrei să fii fericită. Dacă vrei să nu fii fericită, omoară-l. Nesustinându-l în rugăciune, nerespectându-l, reproșându-i totdeauna, vorbindu-i urât, umilindu-l în fața copiilor și l-ai distrus. Zice că bărbatul, noi părem puternici, dar suntem de 10 ori mai sensibili decât dumneavoastră. Pe un bărbat când l-ai supărat, când l-ai subminat odată, de 2 ori, de 3 ori, când l-ai jignit odată în public, se închide. Este atât de sensibil un bărbat, se închide în el, nu mai faci nimic cu el. Pe cât e de puternic. Și foarte multe surori, există conceptul acesta în psihologie, castrarea psihologică a bărbatului. Nu mai este bun de nimic, nu mai dă randament la locul de muncă, nu mai dă randament în familie. Renunță, bărbatul renunță foarte ușor. Nu se mai roagă, nu mai vine la adunare. Și l-ai pierdut, l-ai nenorocit. Pentru că nu mai l-ai tachinat de dimineața până seara. Și l-ai distrus ca picătura chinezească prin cicăleală. Și nu mai vine în adunare. Și sunt o grămadă de bărbați care nu mai vin la adunare. Și avem o problemă. Am un seminar pe tema asta. Criza bărbaților asumați. Următorul tablou. Un soț nebun cu o soție nebună. Permiteți-mi să folosesc termenul ăsta de la Ahab. Nu e tocmai cel mai academic. Păi când ești Ahab și ești un lacom de avere și jumătate, nu-ți mai trebuie nimic altceva decât să ai o nevastă ca Izabela care te susține. Și muriți amândoi de vălin câinii sângele. Asta s-a întâmplat cu ei. Așa e că vorbe aspre. Necenzurate. Vine acasă, iubi, iubi, îi dă mantaua jos, iubi, ce e cu tine, nu ești din apele ta. Lasă-mă în pace, lasă-mă în pace, zneți vos. Iubitul, iubire, ce s-a întâmplat? Mă enervează, mă enervează Nabot. Dar ce, cu ce te enervează Nabot? Uite, i-am cerut via și nu vrea să-mi o dea. Auziți, dacă ar fi avut o soție ca Abigail, i-ar fi spus, iubi, hai să strigăm repede la Dumnezeu, să nu vie mânia Domnului peste noi. Tocmai ai încălcat ultima poruncă din Decalog. Să nu poftești nimic din ce este al aproapelui tău. Nici mașina lui, nici boul lui, nici casa lui, nici via lui. Nimic. Dar nu. A zis, iubitul, hai servește un ceai, odihnește-te, că se ocupă mami.
bine puiuțul și să-l pune la culcare, adoarme. Și-a pornit criminala și s-a dus. A luat la ea 20.000 de euro, s-a dus la înalt preasfințitul, preapăgânul, și a zis, uitați-vă, vă rog frumos, vreau să pice un capăt astăzi. Da, Doamna, Doamna împărăteasă, vai, ceea ce ne cereți dumneavoastră e o crimă, e o urăciune în Israel. Mă, copii, mă, și nu mai arată teancul de 20.000 de euro. A, stați, stați, că e greșeală de interpretare. I-a luat, i-a băgat. Care era situația? A, de la Domnul vine. L-a înfuriat el pe împăratul. Popi denaturați care l-au nenorocit. Și s-au dus și a zis unul dintre ei, i-a dat mai mult, cu 5.000 de euro în buzunar. Uite, Nabot a hulit numele Domnului. Ce a făcut, mă? A hulit în față cu el. Și l-a omorât cu pietre pe un om neprihănit. Și vine prorocul și spune, pentru că ați făcut lucrul acesta, această urăciune în Israel, și pentru că v-ați unit împreună la crimă, așa vorbește Domnul, nu veți mânca, nu veți muri ca ceilalți împărați în Israel, ci câinii vă vor linge sângele vostru neîngropat și crud. Și așa s-a întâmplat cu amândoi. Amândoi lacomi, amândoi fără Dumnezeu, criminal. Ea era prima doamnă, dar avea comportament de ultimă doamnă. Păi, dragă soră, tu ești pocăită, botezată în apă, botezată cu Duhul Sfânt. Păi cum, tu urli în casă, faci tot felul de crize, de isterie? Păi tu trebuie să ai un comportament de prințesa lui Iisus Hristos. Păi nu te poți comporta ca o cerșetoare și să spună bărbatul, prințesa mea. Nu merge. N-ai cum. O soție ca Izabela nu-și ajută bărbatul să-l salveze de la moarte, îl omoară. Când îl vezi că lucrează de dimineața până seara, dragă soție, spune-i, iubitu, nu te mulțumească că vine cu 250 de euro seara acasă. Să-i ardă focul de 250 de euro dacă îți pierzi familia și copiii și pacea din casă și binecuvântarea. Și spune, iubitu, prefer să vii cu 100 de euro, dar avem nevoie de tine. A venit fetița și a zis, tati, am auzit că câștigi destul de mult și că orele suplimentare ți le plătește dublu. Cât îți dă? Și a zis, păi îmi dă 100 de euro pe oră, să zicem. A adunat ea niște bănuți în câteva săptămâni și a zis, tati, mâine până la cât stai la serviciu? Trebuie să termin un proiect. Mâine seara, zice, stau, o să stau 3 ore peste. Și zice, tati, poftim de aici 300 de euro. Îți plătesc eu, stai cu mine mâine seara. Stai cu mine. Nu-l ajuta să moară. Îl vezi că-i lacom. Munca aceasta compulsivă este o afecțiune psihică. Bărbatul tău s-ar putea să fie bolnav psihic și să aibă o traumă și prin muncă compulsivă să acopere această traumă. Salvează-l! Nu zice, bravo iubi, bravo iubi, bravo iubi! Și la 44 de ani face cancer și face infarct și moare. Și l-ai văzut cuprins de lanțurile lăcomiei și l-ai omorât că nu i-ai zis stop. Și ce ai realizat? Rămân copiii pe drumuri. Mai există un tablou, părinți buni cu copii răi. Dragi părinți, sunteți aici în seara asta. Și mulți dintre dumneavoastră nu mai aveți bucuria mântuirii. A venit o mamă și a zis, i-am zis, soră, nu te-am văzut la cină. Oh, zice, e prima dată în viața mea când un păstor nu mă vede la cină. O zis, de 7 ani de zile nu iau cina. Dar e pentru prima dată în viața mea când cineva a observat că nu iau cina. La noi, duminica, dimineața sunt 370, 400 de oameni, 450 de oameni. Și când dăm cina, în segmentul în care eu dau cina,
Eu știu exact cine n-a la cină și cine nu. Și imediat sun. Soră, vă aștept la consiliere marți. E o problemă. Îs șocat, cei mai mulți dintre ei șocat. Și a zis, frate, de 7 ani de zile nu iau cină. Dar de ce? De când mi-a plecat fata în lume, s-a căsătorit cu un golan și nu mai vreau să iau cină. Vai, 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 stop! Dar sunteți cu inima curată? Vă îmbătați? Fumați? V-ați dat pe fumat? Doamne ferește! E vreo problemă? Vreun litigiu nerezolvat? Doamne ferește! Următoarea lună, lângă mine stați și luăm cină amândoi. Dar frate, stop! Satana deja a înghițit-o, nu? Acum îți ia și ție bucuria mântuirii, te-a prins și pe tine, cine mai luptă pentru fata ta? Dacă tu nu iei trupul Domnului și sângele Domnului să primești viață, să primești putere de la Dumnezeu și foc de la Dumnezeu ca să mijlocești, să te lupți cu duhurile care o țin pe fata ta acolo, cine să se lupte pentru ea? Și Domnul a eliberat-o în momentul acela și de atunci ia cina Domnului. Dragi părinți, s-ar putea să nu luați cina Domnului din cauza unor probleme și vă învinovățiți. Am întâlnit foarte multe cazuri în care oameni de nota 20 și totuși copilul lor e în lume. Poate să fie păstor, poate să fie dirijor, proroc, predicator sau un slujitor în biserică. Dar știți de unde vine necazul ăsta peste părinți? De la duhul lui Penina, care a visat de toată copilăria ei să fie doctoriță, dar pentru că a fost corigență, numai din corigență în corigență, numai repetentă, n-a ajuns doctoriță, că trebuie să înveți. Și acum o injectează pe Ana în fiecare zi și bagă moldamina dureroasă, o înțepa, zice, îi place să înțepe. Și iar o înțepa și zice, eu am copii, tu n-ai. Eu am copii în biserică, ai tăi sunt discotecă. Dragă mamă și tată, dacă sunt în biserică, oare nu e harul lui Dumnezeu? Și dacă e harul lui Dumnezeu, de ce ești arogant? De ce ești arogantă? De ce nu ești smerit și să-i spui, soră? Vreau să spun ceva la ureche, să știi numai tu. Săptămâna trecută, 2 zile de post am luat pentru fata ta. Salvează-o pe femeia aceea. E sora ta de lângă tine, care suferă. Nu-i mai păcătoasă decât tine. S-ar putea tu să fii mai păcătoasă decât ea. Dar ți-a dat Domnul harul de a avea copii în adunare. De ce ți-asume asta? Și le bagi în față așa, cu aroganță și cu infatoare. Spune Proverbe 10:1 că un fiu nebun este o rușine pentru tatăl său. Un fiu nebun. Uitați-vă la Eli, un om, un preot al lui Dumnezeu, un om în casa Domnului serios. Și avea 2 fii, Hofni și Fineas, care nu erau serioși deloc. Nu călca pe urmele lui tatăsu. Uitați-vă la David, un om după inima lui Dumnezeu. Și unul dintre fiii lui e criminal. Urmărește să-și omoare tatăl. Își face armată să-l omoare pe taicăsu și să se urce pe tron. Păi ce să facă David? Toată viața lui să fie în depresie? Dragi părinți, vă întâlniți în seara aceasta cu o abordare pe care unii dintre dumneavoastră n-ați mai întâlnit-o până acum. Bucurați-vă în Domnul de mântuirea pe care Domnul v-a dat-o. Știu că nu vă e tot una. Știu că vă doare sufletul în dumneavoastră și tânjiți înaintea lui Dumnezeu. Dar credeți că Dumnezeu va aduce ziua în care copiii dumneavoastră, fiii risipitori, se vor întoarce acasă? Dar în același timp, bucurați-vă în Domnul și iarăși zic, bucurați-vă. Nu vă pierdeți bucuria mântuirii. Dumnezeu vă iubește. Dumnezeu nu v-a abandonat. Dacă numai pentru dumneavoastră a trebuit să vin din țară, a meritat să vin, să vă încurajez și să nu vă mai învinovățiți la nesfârșit. Doamne, unde am greșit? N-ai greșit nicăieri. Pur și simplu, diavolul a pus mâna pe el într-un moment al lui de neveghere și acum vrea să-ți fure și ție bucuria mântuirii. Dragi mame și tați, bucurați-vă! Vine vremea când se vor întoarce copiii voștri acasă și îi veți da slavă lui Dumnezeu și vă veți bucura. Gândiți-vă la Samson. Mă, Samsonică, tată, mă, mami, mă, nu-i de tine, mă, femeia asta. Mă, nu-i de tine, e filisteancă, mă, copile, mă. Cine-l poate opri pe elefant?
În momentul lui de adolescență, când smulge copacii din rădăcină cu trompa, când intră în familia de lei, nu are nicio treabă. Atâta tupeu are. Mă, Samson, mă, luați-mi-o că îmi place. Mă, îți place, mă, copile, mă, dar nu place, Domnule. Nu l-a putut opri nimeni. Și s-ar putea să nu-l poată opri nimeni pe copilul tău. Știți ce e dureros? Ce am observat în ultima perioadă? Trăim o generație a părinților care își îngroapă copiii. Foarte multe mormântări la care am fost în ultima perioadă, ba de supradoză, ba suicid, părinți care își îngroapă proprii copii. Îți mai bătrân copiii decât părinți. Gândiți-vă la mama aceea de 45 de chile îmbrăcată cu bocanci de schiuri în picioare. S-a dus și a luat dita mai hoitul animalului și l-a îngropat, l-a târât cum l-a putut până la ei în țară și l-a îngropat. Plângea acolo pe cadavrul lui. S-ar putea să se mântuiască copilul tău, fata ta, băiatul tău. S-ar putea să nu se întoarcă niciodată la Domn. Și ce faci atunci? Să nu te duci nici tu în cer pentru că el nu se pocăiește niciodată? Dragi părinți, eu mizez pe maturitatea dumneavoastră că înțelegeți providența lui Dumnezeu. Bucurați-vă! Dacă se va întoarce, slavă Domnului! Dacă nu se va întoarce, nu vă pierdeți și dumneavoastră mântuirea din cauza unui copil care nu vrea nici cum să asculte. Nu vrea nici cum să asculte. Părinți buni cu copii răi. Și stai acolo și te rogi seara cu soțul, cu soția, stați și ziceți, mă, dar cu ce am greșit, iubitul? Cu ce am greșit, iubita? Strângeți-vă în brațe unul pe altul și spuneți, draga mea, dragul meu, ne rugăm, credem, așteptăm, postim, dar ne avem unul pe altul, avem pe Domnul, vrem să ajungem în cer. Doamne, ajută-ne la asta! Doamne, ajută-ne la asta! Dar e și reciproca. Copii buni cu părinți de doi bani. Ce ziceți de asta? Dragi părinți, Proverbe 17:6 spune, copiii copiilor sunt slava bunicilor. Exact ce citeam aici. Da? Ei sunt fericiți, își văd copiii copiilor, își văd nepoții bunicii. Dar știți ce mai zice în continuare? Și părinții sunt slava copiilor lor. Când v-ați gândit ultima dată la versetul ăsta, dragi părinți? Sunteți slava copiilor dumneavoastră. O doamnă, o soră, despre care am auzit că era o foarte mare bărfitoare și rea, din asta, care nu mai plăcea să ducă vorbă, mă sună să mă rog pentru fata ei, care are 30 și ceva de ani și nu este căsătorită. Și s-ar putea să fie tot mai multe situații, în general, în țările unde sunt biserici mici, nu sunt comunități mari de români, fete implicate în lucrarea cu copiii, n-au avut timp să se gândească la căsătorie și s-au trezit la 27-28 de ani și sunt necăsătorite. Să credeți că Domnul are un plan pentru voi și Domnul vă va binecuvânta. Dar ce faci când situația asta este din cauza părinților limbuți și obraznici și neserioși? Zice băiatul, măi, fată extraordinară, îmi place cum cântă, îmi place cum slujește. Dar mama sa e cea mai mare bârfitoare din biserică, dacă seamănă cu ea. Și fata nu seamănă cu ea. Nu mai judecați copiii după părinți. Fata e extraordinară, însoară-te cu ea. Uitați-vă, dragi mame, cum ați distrus slava propriilor fete. Băieți care rămân însurați până la 38 de ani, se face adunare generală, el se duce la locul de muncă și vorbește, lasă că vine adunarea generală, mă ridic eu, mă, n-ai tupeu, ba am tupeu, ba n-am tupeu. Și un joc de orgolii între ei, masculii, și vine la adunarea generală și urlă și strigă ca un descreierat și stă domnișoara și spune, mie îmi plăcea foarte tare de băiatul lui, ăsta-i taicăsul, Doamne ferește, nu mi-ar vrea să-l văd, ăsta să-mi fie mie socru? Uitați-vă, dragi bărbați, cum ați distrus slava propriilor băieți. La un moment dat, când a murit Hovni și Fineas, soția lui Fineas era însărcinată și când a auzit că s-a dus, că a murit bărbatul ei, că filistenii au câștigat, că poporul Israel a dat
fuga dinaintea lor și când a pronunțat cuvântul și chivotul Domnului a fost luat, a intrat în travaliu, a născut prematur la 37 de săptămâni și a murit. Și a pus numele copilului aceluia Icabod. Nu mai este slavă. Căci a zis ea, s-a dus slava din Israel. Mame și tați, câți copii să se mai nască fără slavă în Israel? Câți? Câte fete să sufere din cauza că părinții sunt nedemni și nu vin la adunare cu lunile și se ceartă și se despart și se îmbată și trăiesc nedemn și fac rușine adunării și stau copiii și plâng? Câți copii să se mai nască fără slavă? Și în final, părinți răi, nici nu știu cât e ceasul, atâta vă văd de atenți, nici nu mai știu la cât am început, nu știu, nimic nu știu. Sper să nu fie o oră, sper, dar nu, nu e o oră. Nu e o oră, după calculele mele, vreo 39 de minute. Și jumătate. Părinți răi și copii răi. Ce seamă omul acela va și culege Galateni 5. Cine seamănă în firea pământească. Dragă bărbat, dacă toată viața ta ai tras numai țepe și ai umblat numai cu învârteli și cu șmecherii, te miră acum că al tău copil e un șmecher, un golan? Păi da, dacă numai asta a văzut. Dacă copilul ăla, toată copilăria lui a auzit în casă că în multe familii de pocăiți, duminica la amiază se mănâncă păstori prăjiți. Suntem acri. Mâncați altceva. Varză murată, castraveți, orice. Dar nu ne mâncați pe noi cu zile. Și numai asta au auzit de mic. Ăștia nu-s buni de nimic. Ce comitetul pește ăsta? Ce păstor e ăsta? Cum a ajuns ăsta păstor? Și aude. Și așa crește. Numai cu poeziile astea. Și ajunge la 17 ani și vine la consiliere premaritală și spun, mă, pruncilor, vedeți că Dumnezeu binecuvintează castitatea, căsătoria să fie ținută în toată cinstea. Mă, nu umblați cu prostii. Dacă vreți să aveți parte de binecuvântare în viața de familie. Știți ce zice fata aia? Râde în sine ei, ca Sara. Și zice, ăsta vorbește. Dar n-am auzit eu pe mama toată viața că ăsta nu-i bun de nimic. Ăsta îmi dă mie lecții. Ăsta nici nu știe să predice. Dragi părinți răi, vorbitori de rău, nu uitați că în casa dumneavoastră va crește o generație de copii rebeli care nu mai vor să audă de adunare. Nu mai vor să audă de adunare. Și mulți părinți au semnat actul de deces spiritual al copiilor lor cu propriile guri și cu propriile mâini. De ce ai face asta? Știți cum știm noi despre Ahab că a fost un om rău, că am vorbit despre el. Uitați-vă, tatălui a fost Omri. Știți ce spune Biblia despre Omri? Omri a făcut ce este rău înaintea Domnului. Tatălui Omri a fost Ela. Spune Biblia despre Ela că Ela a făcut ce este rău înaintea Domnului. Ăsta a fost bunicul lui Ahab. Străbunicul lui Ahab a fost Baeșa. Baeșa a făcut ce este rău înaintea Domnului. Străbunicul lui Ahab a fost Nadab. Nadab a făcut ce este rău înaintea Domnului. Și uitați, așa merge blestemul din generație în generație. A avut părinții un conflict între ei și vine fata la cor și stă așa cu spatele. Și întreb, domnișoară, dar ce probleme ai cu ea? Mama mi-a zis să mă păzesc de ea, că nu se înțelege cu mama sa. Dragi duh de mame, de ceartă între mame, nu mai perpetuați blestemul și la fetele voastre. Destul că ați nenorocit o generație. Nu mai distrugeți a doua generație, vă rog, pentru numele Domnului Iisus Hristos. Lăsați copiii să se înțeleagă bine. Nu duceți duhul de ură din neam în neam, din neam în neam, din moș strămoș, același duh de invidie, de ură, de lăcomie, de vrăjmășie. Când vă hotărâți odată să puneți punct? Sunt atât de convins că lucrul ăsta vine de la Dumnezeu, de nu vă puteți imagina. O...
5 generații care au falimentat, care au distrus un imperiu. Și abia se ridică apoi un om care a făcut ce este bine înaintea Domnului. N-ai vrea să fii tu ăla? Să oprești blestemul din generația ta? Și în final, casa binecuvântată. Frate Iosua, ce zici? L-ai văzut pe băiatul ăla că s-a tatuat? Ai văzut-o pe fată sau cum a venit la biserică? Și zice Iosua, o, nu. Nu mă interesează, dragul meu. Pe mine mă interesează să-mi văd casa mea și fetele mele și băieții mei. N-ați observat că suntem profesioniști în creșterea copiilor altora? Tot soția altuia știm cum trebuie să aibă baticul. Tot fata altuia știm cum trebuie să aibă fusta. Și fata ta? Și băiatul tău? Și soția ta? Și tu? Și a zis Iosua, eu și casa mea vreau să slujesc Domnului. Eu și casa mea și familia mea. Vreau să-mi duc familia în cer. Da, mă, dar uite ce zice. N-am timp, frate, n-am timp să mă gândesc la el. Am atât de mult de lucru cu propria casă. Am atâta timp de petrecut cu fata mea, cu băiatul meu, cu fiecare în parte. Sunt restant, sunt în urmă. N-am timp. Când termin asta, atunci o să discutăm. Și te prinde 90 de ani și tot n-ai terminat. Și mori fericit. Neemia a așezat poporul pe familie și a zis așa, luptați pentru nevestele voastre, pentru fetele voastre, pentru fiii voștri, pentru copiii voștri. Fiecare cap de familie bărbat trebuia să lupte pentru casa lui. Și când se activează instinctul acesta de protecție, păi cine să luptă mai bine pentru fata mea decât mine? Și ascultați-mă, dragi gineri, păcătuiți foarte mult înaintea lui Dumnezeu. Frate, zice, ce tot o sună atâta? Dar ce tot atâta o sună? S-a măritat, gata, îi ajunge. Mă duc odată la 3 luni. Mă, dragă ginere, mă, aia e prințesa mamei ei, mă. A crescut-o de când era, de când nici nu era. Ea a iubit-o înainte de a fi. Și a crescut-o și i-a schimbat vreo 495 de Pampers. Și a asistat nopți nedormite pe cum se schimbau măselele și dinții. Și s-a dus cu ea la urgență și a stat internată și a crescut mare. Și a tremurat în fața școlilor ca să iasă de la examen. Și acum să vii tu și să spui, să nu mai vii la noi în casă. Păi măi, dacă vrei să fii fericit, lasă mama să-și vadă fata, mă. Lasă tatăl să întrebe de fată. Va fi foarte greu pentru ăla care va fi ginerele meu. În fiecare zi trebuie să-mi dea raportul cum se prezintă fata. Noie, în fiecare seară aducea jertfe lui Dumnezeu. Dragi bunici, când ați adus ultima dată o zi de post și rugăciune pentru fata măritată și pentru băiatul însurat? Specific numai pentru el. Când ultima dată? Iov era un om binecuvântat. A zis, și dacă s-o căsătorit? La noi căsătoria înseamnă abandon total. În ultimii 20 de ani am slujit la foarte multe nunți. Am luat decizia să nu mai predic la nunți, numai dacă sunt prieteni apropiați sau neamuri, sau din biserică, pentru că e biserică. Și la toți mirii le-am spus așa, mă copii, când se împlinește un an de zile de la nuntă, vă rog frumos să mă sunați să bem un ceai împreună, eu îl plătesc. În 20 de ani, nu m-a sunat nimeni până în ziua de azi. Oare tot să înțeleg foarte bine? Nu. O mare parte dintre ei îți divorțați deja. Foarte mulți îți divorțați. Și îmi pare rău pentru ei. Îmi pare rău. Eu va duce jertfă. El va întoarce inima copiilor spre părinți și a părinților spre copii. Dragilor, ați ascultat aceste tablouri, nu știu în care vă regăsiți. S-ar putea să regăsiți câte un pic din fiecare. S-ar putea să fie un pic de Gomora în familia dumneavoastră? S-ar putea să fie un pigment de Nabal în familiile dumneavoastră? S-ar putea să fie o așchie de Izabela? S-ar putea să mai fie o surcică de Ahab? S-ar putea să fie din fiecare nebunie câte un pic?
N-ați vrea să-L rugăm pe Dumnezeu să ne sfințească familiile? Pe noi și familiile noastre. Pentru aceasta, rețineți un lucru dumneavoastră, dragi preoți, care ați abdicat de la statutul de preot și nu vă mai faceți slujba și nu mai sunteți găsiți la altar și nu vă mai rugați și nu mai chemați familia la rugăciune și nu mai citiți din Biblie, într-o zi familia aceea se va ruina. Dar ascultați-mă aici, dragi preotese, care ați distrus mulți preoți, opriți-vă. Recuperați ce se mai poate recupera. Onorați-vă bărbatul în fața copiilor. Bărbatul este slava lui Dumnezeu. Fii oamenilor, zice Dumnezeu, până când va fi batjocorită slava mea? Știți cum batjocoresc femeile slava lui Dumnezeu? Batjocorindu-și bărbații. Bărbatul este chipul și slava lui Dumnezeu. Îți bați joc de el, îți bați joc de Dumnezeu. Și multe dintre dumneavoastră vă faceți vinovate înaintea lui Dumnezeu, că batjocoriți slava lui Dumnezeu. S-a făcut o statistică care spune așa: din 10 bărbați care sunt întrebați ce părere ai despre soția ta, 9 dintre ei, vorbesc numai la superlativ, numai la superlativ, numai calități, nimic defecte. Aceeași statistică a întrebat 10 femei ce părere ai despre bărbatul tău. 7 din 10 vorbesc numai de rău, îl umilesc în ultimul hal, nu-i bun de nimic, numai defecte. 7 femei din 10 femei, numai defecte. De ce ar fi asta, dragi doamne? Întreb, de ce ar fi asta? De ce noi numai ne lăudăm și numai cât nu vă facem statuie și numai cât nu vă aducem flori și vă supărați că nu mai aduce flori, frate, că nu mai... Tu când ai făcut ultima dată un cadou bărbatului tău, apropo? Când ai făcut ultima dată un buchet de flori și lui cadou? Ce? Mie îmi plac florile foarte mult. Le-am văzut pe astea. Ce credeți, că nu m-am prins că sunt naturale? Cavaleri, dar sunt cavaleri pitici. Sunt frumoși, margarete, nu știu ce sunt exact astea, că sunt nemțești, nu cunosc limba lor, dar sunt frumoase. Un parfum, un ceas, fă-i ceva, cadou. Frate, nu mai e ca la început cu mine. Apropo, când l-ai așteptat odată cu o cină romantică, cu lumânări? Hai, iubito! Înțelegeți? Nu mai oferim nimic și vrem să ni se dea totul. Frate, strigă la mine, zice el, strigă la mine. Știi de ce strigă la tine, dragă bărbat? Pentru că ți-a zis de cel puțin 10 ori în 7, iubi, sunt obosită. Iubitul, vină mai repede acasă și hai să ne mai plimbăm. Iubitul, mă apropii de epuizare, iubitul. Și la un moment dat spune, iubire, nu mai pot. Oh, ce strigă, mă. Păi da, ți-a zis de 10 ori în ce, dar n-a auzit-o nimeni. Nu există femeie rea, există doar femeie neiubită. Nu există bărbat rău, există doar bărbat umilit și neiubit și nerespectat în fața copiilor lui. Adevărul că pe alocuri am întâlnit și bărbați răi și femei rele. Am mai întâlnit, trebuie să recunosc. Slavă Domnului că mi-a dat o ardeleancă blândă, exact ce aveam nevoie. Că dacă era una ca mine, ne băteam în fiecare zi. Eu sunt pic mai aprig, trebuie să recunosc, mai apocaliptic, așa, mai dramatic. Dar ea, iubitul, lasă că o să fie bine. Și bine îi, așa cum zice ea. Sunteți minunați. Așa m-aș bucura să mă asigur că m-ați înțeles ce am vrut să vă zic. Cine mă vede pentru prima dată, nu toți, dar unii au recunoscut și că mi-a lăsat impresia că ești arogant. Să-ți fie rușine, am zis. Să-ți fie rușine. Și zice, dar acum cunoscându-te îmi dau seama că ești un om extraordinar. Ce aroganță, cu ce să fim aroganți, dragilor? Cu ce?